Pentru că am văzut acceleratorul ca o provocare și îmi plac provocările. Au fost mai multe momente deosebite, însă unul care m-a emoționat și l-am ținut minte așa și o să-l țin minte mult timp a fost finalul cursului cu Vasile Brașovanu, când a trebuit să scriem o scrisoare pentru noi despre experiența care am trăit-o în cele două zile alături de el. Voi duce atât din teoria pe care am auzit-o în aceste zile, cât și din partea practică pe care am văzut-o, voi duce ideile de încredere în ei, da? Și să aibă mult curaj în ideile pe care și le propun. Competențele de care au nevoie elevii mei în viitor sunt mai multe. În primul rând, să aibă încredere în ei și în visele lor. Rolul profesorului de informatică, la fel cred ca și a altor profesori, este în primul rând de îndrumare, de susținere, de atașament, de și control, da, printre altele, și să le insuflăm așa încrederea în ei. O idee de proiect, am mai multe, sincer, ceea care îmi vine acum în minte ar fi la ora de TIC, o lecție pe Excel, o lecție de introducere care să facă legătura cu viața reală și să înțeleagă însemnătatea funcțiilor, de exemplu, de calcul, funcțiilor și formulelor. Mi s-a părut cel mai tare program de formare la care am participat până acum și, sincer, am participat la viața mea la ceva programe de formare. Nu știu dacă mi-aș mai dori altceva după ce am participat în aceste 5 zile aici. Într-o frază, o chestie foarte faină, un program complex cu oameni deosebiți și 5 zile în care am îmbinat teoria cu practica foarte bine.